în sistemul pe care îl prezentați, vreți să vindeți ouăle. Cum se marchează, nu se marchează, cum se procedează? Deci dacă aplicăm legislația europeană, de la 350 de găini ouătoare în sus, se marchează ouăle. Atunci trebuie să te înregistrezi la NSVSA, se dă codul de exploatație rou plus cifra de creștere. La acest sistem de creștere este cifra 1. Dacă discutăm despre sistemul de sub 350 de găini ouătoare, atunci ouăle respective nu se marchează, te înregistrezi ca producător la NSVSA, îți dă certificatul de producător și poți să vinzi ouăle pe piața zonală. Să înțeleg că la peste 350 de găini trebuie să cumperi și o mașină de marcat. Acum nu vă închipuiți că acea mașină de marcat este ceva extraordinar. De fapt, este o ștampilă care costă undeva la vreo 100 de euro. La 350 de euro, 400 de euro. La 350 de găini, 400 de găini. Asta înseamnă undeva la 150 de ouă pe zi. 5 cofraje pe zi. Deci 5 cofraje pe zi le marchez fără nicio problemă. Problema se pune de la vreo 5.000 de găini ouătoare în sus. Atunci, într-adevăr, îți trebuie o mașină automată de marcat. Dumneavoastră câte găini aveți în ferma pe care o prezentați? Eu, fiind consultant, nu am voie să dețin găini. Pentru că pot să fiu purtător de boli. În ferma care o vedeți aici sunt 1.000 de găini ouătoare. Oficial. Neoficial sunt 1.000, oficial 600. Suntem în România. Nu, glumim. Bună ziua. Aș vrea să știu în primul rând, aș vrea să îmi spuneți, vă rog, ce măsuri se pot lua la păsările crescute în padocuri împotriva dăunătorilor? În ce sens? Ce dăunători în primul rând? Păi, să zicem, animale de pradă. Avem gard de protecție la 2 metri înălțime. În afară de gard, în sensul ăsta, dacă vorbim, să vorbim concret, uliu, de exemplu, dacă pătrunde într-un padoc unde ai 1.000-2.000 de găini... În general, la găini ouătoare nu ar fi o problemă, pentru că găina ouătoare are 2 kg greutate corporală. Deci la 2 kg greutate corporală... Mie mi le duce de acasă uliu acum cu 2 kg, chiar și 3 kg. Atunci e bine, atunci să respectăm natura. Este un ciclu. Deci din punctul ăsta de vedere putem să aplicăm doar acele sisteme electrice sau electronice de zgomote ca să alunge păsările, dar s-ar putea să dăuneze găinii. Deci partea cu uliu ar trebui mai mult gospodarul să orienteze în teren. Bun, întrebarea a venit în sensul în care mă gândeam că există vreun fel de plasă de protecție specială făcută pentru așa ceva. M-am gândit eu. Se poate utiliza acea plasă care se utilizează în viticultura antigrindină. Am înțeles. Deci în viticultură sunt niște plase antigrindină, acele se pot pune deasupra padocului. Dar cred că nu fi uliu așa de nesătur să vă mănânce 1.000 de găini. Dacă iau o singură găină, nu e nicio problemă, mai lăsăm să trăiască și el. O altă întrebare, mă interesează dacă găinile care, mă rog, pe ou se marchează numărul 1, sunt găini cărora li se pot face tratamente. În principiu, de la 18 săptămâni până la 15 luni, la găini nu se mai face niciun tratament. În momentul în care apare un focar de boală în cadrul fermei, ouăle respective nu mai sunt date la vânzare. Deci se aplică tratamentul, se lasă un timp de așteptare pentru a nu se mai regăsi nou și acele ouă se distrug. Dar dacă se respectă măsurile de biosecuritate din fermă, nu ar trebui să fie probleme. Și până la intrarea în ouat, la 18 săptămâni, se pot aplica și este recomandat să se aplice tratamentele specifice? Da, deci de la o zi până la 18 săptămâni există o schemă de tratament. Vaccinare împotriva pseudopestei aviare, vaccinare împotriva bursitei infecțioase și așa mai departe, plus câteva antibioterapii. Dar este în funcție de zonă, în funcție de hibrid și în funcție de recomandarea medicului veterinar. De obicei, orice tratament care se efectuează într-un efectiv de păsări se face sub îndrumarea medicului veterinar. Dar producătorii de hibrid de găini ouătoare, în general când livrează puiul de o zi, livrează și un ghid tehnic al hibridului. În acel ghid tehnic este prezentat acea schemă de vaccinare recomandată. De obicei, vaccinuri, tratamente nu prea se aplică, că nu ar trebui să fie cazul. Am înțeles. În România, în momentul de față, sunt furnizori de hibrizi și de ouă și de carne care se pot crește în mod tradițional, care sunt ameliorați pentru astfel de tip de creștere. Deci dacă discutăm despre găina ouătoare, hibridul Loman Brown sau Isau Brown se adaptează foarte bine și pentru sistemul intensiv și pentru sistemul tradițional.
dacă discutăm și îl găsim la Vico la București, de exemplu, și unul din hibrizi, și dacă discutăm despre puii de carne, atunci în România nu se produc hibrizi de carne cu creștere lentă. Dar în momentul în care sunt mai mulți crescători, există o asociație, atunci se poate face comandă și atunci producătorul din Italia sau din Franța trimite un tir pentru toți. Nu este o problemă. Da, am înțeles. Ce mă interesează altceva? Am văzut un articol scris, cred că de dumneavoastră, în revista Ferma, despre acea fermă de la Suceava. Care este diferența între o fermă, cum ați denumit-o, sau mă rog, cum este denumită generic free range, sau o fermă de tip gospodăresc? În principiu n-ar trebui să existe nicio diferență. Pentru că chiar dacă crești găina acasă, nu trebuie să-ți bagi joc de animal. Deci trebuie să-i asiguri un minim de condiții. Minim de condiții le asiguri și în sistemul free range și în sistemul gospodăresc. A nu se înțelege acel sistem gospodăresc care e povestit pe la facultățile de la zootehnie, îi dai apă, paie și bătaie. Deci aia nu intră în discuție. Dacă folosești, dacă utilizezi și ai drag de pasăre, atunci într-adevăr îi asiguri o furajare corectă, îi asiguri adăpărare corectă, îi asiguri condiții de microclimat. Mai mult sau mai puțin, depinde de priceperea fiecăruia. Dar dacă vrei să ai producție, trebuie să-i asiguri animalului apă, casă și mâncare.